Salutare, dragi prieteni, eu sunt Luca și acum ați venit la un nou episod din Mitosis. O să fac și de Clash Royale. Mitosis e cea mai faină, da? După Clash Royale. O să vă arăt doar cum este Mitosisul și după voi încheie acest episod, că mă grăbesc să ajung undeva rapid. Dar și s-a intrat pe canal la fratele meu. Nu știu ce canal are, că nu se apucă de YouTube numai acum. Da, eu cu fratele meu ne vedem amândoi împreună, pentru că trebuie să ne... O să vă arăt imediat pe care nu se încarce. Da, și vă trebuie internet. Deci apăsați aici la prieteni și scrieți numele prietenului vostru. Știți? Și aici vă scrieți numele, da? Vă scrieți în numele, Luca656, da. Și aici una creează din pozele tale, poți să faci una din pozele tale sau să pictezi ceva. Știți? Așa, și aici mi-am făcut două și mi-am ales-o fără să scriu Luca. Eu țin cu Barcelona, apropo, și mi-e cel mai tare, deci scrieți în comentarii jos cu cine țineți voi. Deci vă rog, Mitosis. Deci așa, trebuie să pornești bule și să te faci cât mai mare. Numai stai că nu merge bine. Ok. Nu merge nici așa de bine, nu știu ce acum. Ok, trebuie să pornești bule și să te faci cât mai mare și să pornești alții mai mici ca tine și să te ferești de aia care te sunt mai mari ca tine să nu te mănânce. Da? Și ai butonele, vă întrebați butonele ce fac, da? Ei bine, trebuie să fi, uite, acolo la pasă trebuie să vă scrie 40 ca să puteți face chestia asta, uite. Apăsați pe butonul ăla de așa și vă puteți face așa și pe celălalt de jos apăsați pe asta și dă bolire, da? No, și scrie steab la untru jucător și el va fi prietenul vostru, vă aveți grijă să nu vă înșele, da? Deci, nu. Acesta este este Mitosis, eu mă grăbesc, v-am zis, o să pun pauze la acest videoclip, o să așteptați foarte puțin, dar eu o să aștept mult pentru că o să stau 2 ore sau ore. Am treabă, trebuie să mă duc undeva. Și nu. Ok. V-am arătat episodul, stați să nu mă... V-am arătat jocul, să nu mă să pierd și după aia pun pe pauză și continui după ce vii. Deci așa. Și stați. Nu v-am arătat butonul ăsta. Aici, ca să scrii ce vrei la 1. Așa. Și dincolo, dacă ești supărat sau așa. Ok. Deci voi pune pauză la acest episod și voi reveni după pauză. Și am revenit. Am stat aproape 3 ore pentru că am fost ocupat foarte mult. Am fost și la biserică și m-am schimbat. Dar să știți că am durat mult. Dar nu contează, să continuăm episodul, ok? Dacă nu vă place, dați like. Că vă place, pot like. Serios. Descărcați-l dacă vă place. Și căutați Luca656. Și jucăm împreună. Și scrieți-vă. Și scrieți în comentarii numele vostru ca să știu care sunteți. Să nu vă mănânc să fiu. Știți? Așa că, ne. Continuăm acest episod. Hai, mă, m-am plăcat. Îl invităm și pe fratele meu. O clipă, un picuț. Bun, am revenit. Acum accept. Ca să mă pot vedea cu fratele meu și pe el îl cheamă Popularul, apropo. Da, asta că acum trebuie să-l invit și eu. Că dacă nu ne vedem punctul rec, ci crop, adică punctul ăla, dacă îl văd și mă duc după el, îl voi vedea.
Bun, vedeți punctul cel albastru, dacă mă duc la el, va fi el acolo, da, aici sunt locurile. Să mergem la el să-l vedem. Să vedem cât de mare este. Dacă a început acum, nu o să fie cam așa de mare, dar putem de aici. Da, și când începe ceva, ca să poți trece prin alții, dar nu durează mult. Să știți că să nu treceți mereu prin alții, ok? Pentru că nu durează prea mult. Uite, imediat am ajuns. Ai, l-am mâncat. Mă, iar trebuie să plecăm așa în jos. Ne-a mâncat cineva până ajungem. Sau noi pe unul. Deci, uitați-l. De ce nu-ți pui pauza, mă? Am vorbit cu el, să știi. Că nu are poză, știi, el a avut poză, stai că acum cred că își pune că n-a stat așa de mult. M-am spart, vedeți dacă plecați întâlne, vă sparte dacă își pare, dacă sunteți cât ele sau mai mici decât ele, nu vă sparte, dar să știți să vă feriți de ele că sunteți mari, ok? Că ați văzut ce se întâmplă și, da, o să vă arăt, sunt mai multe moduri, stai să mă fac să pierd. Ok, vă arăt. Aici echipe random cu ăsta. O sfor la fiecare până îmi pierd cu mâini. Echipe random. Deci sunt trei echipe. Și echipa care ajunge la 5.000, cum scrie acolo sus, echipa care ajunge la 5.000 câștigă. Și dacă eu sunt portocaliu, nu mă poate mânca echipa portocaliu, adică cei care sunt portocaliu, nu mă pot mânca, numai cei roșii sau albaștri. Vedeți? Uitați-vă. Dacă mă duc într-un el, mor. Dacă mă duc într-un portocaliu, nu mor. Ha, s-o spart, ați văzut ce se întâmplă? După o să vă arăt următorul, stai că mă las să pierd. Mai că am intrat la fratele meu. E tot pe echipe random. Nu cred că este fata bună pe echipe random cu ăsta. Nu. Din păcate acum o să mă fac să pierd. Pentru că eu trebuie să vă arăt. Îmi pare rău că mă mișc așa de mult. Solo mode. Nu știu în engleză, să știți că eu mă franceză la școală și nici atât de bine în franceză încât să știu că sunt doar la clasa patru. Serios să fiu, ăsta nu l-am mai jucat niciodată. Dar se pare, cred că și free for all simplu. Free for all e simplu, știți? E solo mode, cred că e la fel. Capturează steagul. Ăsta e ca să capturez cât mai multe steaguri. Să vedem. Cine a... Să vezi. Să vedem, mai avem două steaguri. În acest episod cred că voi face și despre Clash Royale. Nu știu sigur. Mai vedem noi. Dacă l-auziți pe fratele meu, scuzați-mă el. De adevăr, nu pot să intru. El face un alt videoclip. Cum v-am mai spus, îl aveți în descriere. De fapt, nu are canal. Că nu mi-am făcut nici el canal. Postăm videoclipuri și o să ne facem canal la o vreme. O să facem un canal împreună și amândoi o să postăm pe el. El a postat deja un videoclip. Uitați-vă la el, se numește Joc Clash Royale. Pierd sau câștig. Joacă lupte și așa, deschide cred că chesturi, nu știu, mea nu prea deschide chesturi multe, o să vedem dacă facem și despre Clash Royale în episodul ăsta, dar nu cred. Ai, nu, am mai pe capturează steagul, ce mă dăgează. Jocurile foamei, nu știu cum, că sincer să fiu, n-am intrat pe toate, aici trebuie să aștept, știu de ce, pentru că nu, singurul care a intrat, am și nu prea intră oameni. Split Party, cred că ăsta e nou, nu l-am mai văzut până acum. Să vedem cum e. Tot normal. Deci nu știu de ce două sunt normale.
fotbal, deci asta trebuie să iei mintea și să-mi dai o parte și să dai gol. E salvastru, vedeți? Acolo pe mapă arată teren de fotbal și mingea este la acela. Mingea nu mai este la ăla. Deci te poate mânca. Om versus zombie. Ce să vedem? Eu sunt omul, da? Și dacă eu mănânc niște zombie foarte, foarte mulți, o să devin și eu zombie. Vedeți că acolo am o linie și sunt la albastru. Și când devin în teritoriul ăla roșu, o să fiu și eu roșu. Adică dacă mănânc foarte mulți roșii. Știți? Dacă roșii mănâncă foarte mulți albaștri, se face roșu. Se fac roșii. Se fac albaștri, nu mai prostii vorbesc. Și războaiele teritoriilor, hai că se face și cu jocurile foamei, numai ăsta, sincer să fiu, nu m-am prins încă cum este. Aici ai cu teritorii și eu hai să mai jucăm, că este destul de amuzant. Uite, să luăm un ciocan. Păi nu pot să-l iau. Nu știu de ce mi se mai întâmplă câteodată. Hai să intru în tăsta. Locul ăla e albaștrilor. Aici sunt într-un ala demne intru eu. Bă, sunt peste tot ciocane și eu nu le pot lua. Cred că sunt folosite. Nu știu ce e aici. Am o licoare. Nu știu ce mie. Să știți că nu mereu mi se întâmplă așa. Să știți că nu merea așa în realitate, nu știu ce bai am, nu știu ce are de nu merge pupon și... Ce nu merge, nu pot înțelege. Tornament, nu știu cum e. Da. Deci, imediat o să revin imediat, să mănânc și vin. Și am revenit. 1 versus 1 bani, n-am jucat ăsta. Prea mult stărnut, jocuri complicate. Plin, războiul. Nu știu ce e ăsta. Intru aici. O să jucăm. N-am jucat niciodată, să știți. Nu știu ce să stă. Nu știu, azi zice, deci... Ce se aude așa? Aici. Perfect. Pă ce să stăm marși vers? Ce să stăm marși vers? Nu știu de ce. Asta-i siramantele? Clip, îmi pare rău că sunt atâtea de întreruperi. Numai că mie nu știu de ce merge așa telefonul. Nu știu, mie de